Artur! Domnul Răzvan! Domnul Răzvan! Nașule! Ce faci, mă, Artur, mă? Nașule, ce să fac? Uite, bine că ai venit la noi, ne bucurăm mult. A venit iarna. Bine ai venit iarna. A ți-am spus să vii și pe prag de iarnă. Păi uite, ia uite, nașule. Asta este zăpada care o merită românii, ca să știi. Mai bine așa, ca să spun. Eu cred că cu asta o să rămână românii. Zăpada nu cred că o să mai vie. Dacă vine zăpadă, eu am curat să fac pariu cu tine pe 5.000 de euro. Că ce? Că nu vine zăpada. De ce? Ce zici, vine? Păi că la un moment dat. Eu zic că nu mai vine anul ăsta. Dar ce e cu zăpada asta? Păi nu știu. A, am crezut că... Tocmai de-aia o aștept și eu. O aștept și tu, o aștept și eu. Tocmai acum când am făcut și eu cotez la câine, nașule. Aolo, am reușit să fac cotez la câine și nu vine zăpada. Da, vrei să vezi cotețul, ești curios? Hai să-l vedem, Artur. Dar nu, păi făcuse-i tu, era cotețul lui, era casa ta sau... Nu mai sta acolo, că acolo facem alte lucrări acum. Aici este Bruce Lee. Bruce Lee din... Ia uite ce gras este Bruce Lee. Încă rezistă, a? Încă rezistă și uite coteți ce i-am făcut aici, cât e de lung. Stai, Martur, ce coteți ai făcut? Hai ca să-ți explic cum am făcut. Ce improvizație asta, Martur, mă? Hai să-ți explic. Asta? Păi asta n-avem nici noi în casă așa căldură că doare. Așa, nu înțeleg ce e. E puși antenă? Știi că avea patul ăla de dormea. Uite, ăsta e patul, l-am pus jos. Așa, da. Pe urmă, lângă pat, ca pereți, am pus fotolii din astea, plușate. Așa. Uite fotolii. Fotoliu are și aici la marginea asta lângă casă, uite, să nu tragă frigul. Așa. Așa. Pe urmă, după ce am pus fotoliul acolo, i-am pus marginea asta aici, deasupra tot așa i-am mai pus, uite, niște tapicerie de asta ca să-i ție de cald. Sus, deasupra, știi? Da. A izolat cum ar veni. Cum ar veni am izolat, am avut 5 de-astea de izolație, de 10 bucate de care mi-au rămas și peste ele am tras folia ca să nu plouă răunță. Ah, între și asta. Și cât de mare e el așa, din partea asta? Uite, el e până aici. Stai că nu pot să trec. Până aici e de lung. Pa, până acolo e. Până aici e de lung. El e până aici de lung și... Îi ține cald. Dacă vine ploaia, nu-l plouă înăuntru cu asta. N-are cum să-l plouă. Dar nu se udă astea de la pat? Nu. Ia uitați-vă. Nu se udă. Nu, a? Nu. N-are cum, alea jos nu se udă. Nu se audă, pentru că este și streașina la casă care ține, dar era și pus aici. Aha, așa e, da. E chiar pe dedesubt și când plouă pe acasă, practic, nu plouă pe el. Numai ce mai bate asta, decât zăpada când o veni, dacă mai vin. Poate să bată așa și ploaie, în rest nu. Și aici îi dau mâncare. Dar de ce ai vrut să-i faci coteț? Nu stătea bine acolo sau? Nu, dar mai vine unul altul și nu poate să intre la tine, nu poate să intre cu ei. Pe urmă era frig, l-am văzut pe gerul ăla când a fost, săptămânile astea în urmă când a fost. Tremurat în toate închieturile și zic, Ramon, zic, ăsta moare de frig, hai să-i facem, deci așa stă paturile astea degeaba pe aici, hai să-i facem să mutăm în spate aici. Și trebuia să vină și băieții ăia din Anglia, care vă spun eu că mă anunțase că vine, totuși n-au sosit încă. N-au venit deloc? N-au venit încă. Și zic, vin și ei, Ramon, cine găsește cu câini în față, hai să-l mutăm în spate, zice, să-i facem un coteț aici. Hai să-i facem, Ramon. Și... I-am făcut cotețul aici și uite ce viril este câinele și ce sondru e câinele. Vrei să filmezi înăuntru, îl țin? Nu, vreau să văd cât de lung e acolo, ăla, dar stă... Ia uite, dacă vrei, îl țin, ăsta trece. Lasă-l, că am văzut. E câinele, e cotet, e mai lung, că intră 5 ca tine, băi, la chilarul, băi. Nu l-ai mai vândut, nu? Nu mai, 20 de milioane și e al tău. Ce 20 de milioane, mărtă? Nu-l mai dau, ăsta e câine familie. Ăsta pleacă cu noi la plimbare, la munte, la mare. L-am spălat. Aia l-ai spălat. Da? Îl pieptănă Ramona mereu, are pieptene. Și cum l-ai spălat? L-am dat cu apă, cu peria de paie pe el. L-am îngăiat așa să scap din... Scarpin de purici. Nu l-ai băgat în apă. Poți să-l bag în apă acum, că... Păi eu aia zic. Că oricât o găleată de apă pe el, în coteta arunc. Apa. Îl cer să intre în cotet și cu găleata de aici, ca așa îl prind bine. Ei mai... Găleata de aici îi bag apă peste el. Îi mai dai și drumul să mai alerge pe aici sau nu? Îi dau drumul că îi lasă pe ăștia fără găini. Da? De unde știi? Păi de mănâncă găini, de-aia mi l-a dat. Îi place calea de pasăre vie. Și el ce mănâncă acum? Ce mai dai? Pâine? Ciorbă de fasole, i-a spus că găini n-am luat. A, și chiar mănâncă găină asta? Mănâncă, nu? Da, pe mine nu mă deranjează, că eu n-am. Nu, dar zic așa, da, asta... Da, îți dai seama că face burta mare asta de găină.
Mănâncă, dar nu mă deranjează că mănâncă. Poate să le mănânce pe toate. Dar să mănânce găinile la ăștia de peste drum, nu pe nimeni. Asta este. Dăm de într-una într-alta, așa asta, dacă în seara asta o să iasă o varză, știm bine, dar am avut și un nou semn de la poliție. Cu astea, cu furturile. A început să audieze pe vecini, acum, să cheme vecini, le trimite citații și m-am pomenit săptămâna trecută, acum, într-o seară cu vecinul de aici de peste drum, care taie și lemnele de aici cu tropitor. Dar stai și cum s-a apucat poliția să... Le trimite citații ca să-i întrebe dacă a văzut ceva în ziua respectivă, dacă a fost acasă și li s-a părut ceva suspect. Păi n-a trecut destul de mult timp de atunci? Păi nu, poliția la noi nu știți că-ți face datoria. Poliția la noi știți cum este? Este cum e pisica. Pisica când o strigi pis, 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 ea nu-ți răspunde imediat. Să uită întâi așa în cer și pe urmă vine la tine. Are gândirea întârziată, așa și cu poliția, tot la fel, are gândirea întârziată. Mai ales domnul Gurgu de aici, șeful de poliție. Nu mai o luăm iar, Artur, cu domnul Gurgu. Popescu s-a dus dracul, la București, nu mai. Nu mai, lasă-i. A, și de unde știi că... Primele citații și-a venit ăștia peste da mine. Ție ce-am... da. Că de ce ai chemat la poliție? Dar ție ți-a mai venit ceva? Nu. A, tu ai aflat că ancheta continuă din citațiile astea. Păi da, că mi-a chemat pe ăștia. Așa și... Să aveți Romică, beat, la poliție. Cine-i Romică? Vecinul? Băiatul domnul Dumitrache. Ce mă chemat pe la poliție? Ce treaba am eu că m-a chemat Artur? Du-te mă în casă și te culcă. Nu i-a făcut nimică. Ce să le facă? Și am spus, bă, nu v-am chemat. Eu zic, cred că citația este în urma faptului că în momentul când mi s-a furat mie butelia și bateria, eu am spus la poliție. Am chemat poliția și poliția m-a întrebat cu cine te vecinezi, peste drum, cu Dumitrache Constantin, în partea asta altă cu Șerban Marian, în partea asta altă cu Bălașa Constantin. A vrut să știe vecinii. Uh-huh. Ei așa cercetează întâi vecinii, să vadă dacă vecinii au văzut ceva în zonă și pe urmă acționează mai departe. Dar bine, că vă dați seama că la cercetările care le face ei poate să dureze și 20 de ani, îți cumperi 20.000 de butelii până când găsește ei pe butelia aia.